Ce? S-a întâmplat ceva? E ceva în neregulă? Nu. Numai că mă bazam pe o prezență mai mare. Dar e bine și așa. Puțin, dar buni. Oricum am emoții când trebuie să vorbesc în public. A, odată am citit eu despre un truc din ăsta pentru asemenea situații și trebuie să îți imaginezi că sala e goală. Mă. Practic e goală. Băi, sper că nu deranjăm sau ceva, nu? Adică eu am încercat să-i potolesc puțin, dar știi cum e. Unde sunt mulți, e gălăgie. A, ce fază. Eu am chemat doar 3 oameni și m-am trezit cu toată școala. Știu, nu e ușor să fii populară. Da? De unde știi? Hai, fată, că glumesc. Da, să știi că nici tu nu aduci rău. Ai strâns destul la populație. Da. A, avem un DJ, complet dement. Avem mâncare, poate vrei să ciugulești ceva. Și băieți, avem multe surprize. Mici aveți? Avem mici, avem mari. De toate pentru toți. Eu o să vin după ce se termină prezentarea lui Lily. Are un program foarte deștept. Am încredere în ea. O să votez pe ea. Ca să știi. Lily președinte, nu fură, nu minte. Paula pleacă de aici. Nu mă vând pentru 2 mici. Ai terminat? Da. Hai, sus, 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 hai. Și fă și mie un rezumat despre programul ăla de guvernare. Că mor de curiozitate. Trădătorilor! Hai! Hua! Asta vrea să ne fure votul. Mituiește electoratul. Hashtag rezist. Eu nu mă vând pentru 2 mici. Mă duc să-i stric petrecerea. Nu ziua. Unde-s toți? La petrecere. Paula. Ține-l cineva. Eh, cam asta a fost cu candidatura mea. Mulțumesc pentru susținere. Chiar apreciez. Lili, 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 Lili! Nu te supăra. Învață. Și ce-i de învățat din asta? I-a mituit. O, uite o idee bună, nu? Te-i mituiesc și eu? Sigur că i-a mituit, dar nu asta este important. Tehnica ei steață. Le-a dat ceva ce știa că-și doresc. O petrecere în școală. Și Lili ce zile dea? Striptease la bară? Nu că tu vrei să mă enervezi, nu? Zi! Îi lipsesc țigările, e însevraj. Dar tu ce le dai? Ce le dai la clasă de se uită la tine ca la un zeu? Hm? Un duș din tavan, un pic de gheață uscată, o explozie. Ții tot timpul în priză să nu se plictisească, șoc după șoc. Să știi că nu zici rău. Dă-le ceva, dar ca tine, nu ca Paula. Ceva isteț. Păi și ce să le dau, proful? Farmec și bani n-am. Am numai 40 de kilograme în plus pe care le-aș da cu dragă inimă dacă aș putea. Mulțumesc, profu! Mi-ați dat cea mai tare idee! Mulțumesc! Să rămână! Tu ai înțeles ce a fost asta? Simți și tu nevoia să mă pup? Nici urmă. Nu, că dacă simți, nu trebuie să ții în tine. Știi, chestiile astea se adună și răbufnesc până la urmă. Când o să am nevoie, apelez. Mulțumesc frumos.